Și iată că a ajuns ziua în care trebuie să mișcăm nu doar fila, ci un întreg capitol. Așa e mai bine pentru toți? Ne pare rău că plecăm de aici. Și încă câteva clipe. Fiți răbdători și veți afla unde merge familia Melemi. Într-o nouă locație, la o nouă căsuță. Așteaptă-mă, tate, să vin și eu. Hai, Matei, mergem, ne pornim. Da, hai, Matei. Este foarte tristă și Melissa a plâns. Foarte repede trece timpul. Deja Mircea și Melissa vor avea camere separate. Iar voi rămâneți cu noi să urmăriți traseul nostru. Haideți mai departe. Iar aceasta este ultima cutie din camera noastră. S-a finisat. Hei, piscina e golită. Ce faci, tate? Ce-am pățit? S-a lipit țeava de carcasa piscinii și... Nu putem să o scoatem. Rămâne aici. Ce, Matei? Gata piscina? Da. Încă un pic. Iar ai venit la fructe. Da. Și acum ne ura. E delicioasă? Da. Uite și aici. Hai, vino. Strângi pentru Ionut și Mihaela? Și pentru mine și pentru mine. Și pentru Michela. Și Mănușa și Mircea. Bravo! Oh, un soldat? Și un rechin! Voi, ce fioros ești, Ionuț! Și încă un soldat. Unde plecați? În armată. Când la dinozauri? A venit și Mihaela la ajutor! Di-di-di-di-di-di! He-he! Și Mircea a venit. Și Ionuț. Da, el m-a slăpit. Și pe mine, și pe tine. Și pe Matei. Cine mănâncă-ți mie, Oracuș? Și ultimele retușări. Deja aici e totul curat. Așa. Impecabil de curat. Geamurile spălate, pe jos spălat. Măsuța cu scăunelile noastre preferate le-am pus la locul lor, așa cum le-am găsit când am venit aici. Doar că vopsite deja? Da, vopsite. Am lăsat și noi ceva frumos în urma noastră. Și luminițele la copaci. Am avut o căsuță impecabilă, foarte primitoare, foarte călduroasă și răcuroasă și la figurat și la propriu. O căsuță din povești. Ne pare rău că plecăm de aici. Ne dorim să stăm aici cât mai mult timp posibil. Dar unele circunstanțe ne-au impus ca să părăsim căsuța noastră. Deși am stat aici doar un singur an, într-adevăr ne-am simțit ca acasă și de parcă a fost casa noastră adevărată. Și nu plecăm că de aceea, că așa vrem noi, vrem mob de-a nostru, ci din cauza că nu prea putem în ultimul timp să filmăm acasă filmulețe, că avem niște construcții în apropiere și de aceea am decis să facem o pauză. Pauză, da. Așa e mai bine pentru toți și de aceea am apelat la ajutorul vostru să ne ajutați, să ne susțineți și să ne spuneți unde să plecăm mai departe. Și încă câteva clipe. Fiți răbdători și veți afla unde merge familia Melemi mai departe să locuiască. Și iată așa, seara, cu o zi înainte de plecare, toți stau aici și așteaptă și mănâncă. Poftă bună! Mulțumim! Sunt gustoși? Da! Iar Mihaela aici doarme la aer curat. Ce-ai tati acolo? Mami, avem o icoană. Wow, ce frumoasă! E un cadou. Și ce, mami, foarte frumos în Ardeal, că noi cei din Moldova, la copii le punem nume de domnitori din Ardeal, iar cei din Ardeal își pun numele la copii domnitori din Republica Moldova. Din Moldova, adică. Hai să o vedem! Wow! Și cine e acolo? Cine? Ia să-mi spună, cine știe cine este acest domnitor? Și cum îl cheamă? Este Ștefan cel Mare și Sfânt. Icoana o vom lăsa aici. Este cu mare drag pentru cei care ne-au găzduit un an de zile în casa aceasta un mic cadou din partea noastră. Sperăm că o să le placă. Și iată că a ajuns ziua în care trebuie să mișcăm nu doar fila, ci un întreg capitol.
plecăm într-o nouă locație, la o nouă căsuță. Este ora 7 dimineața, noi lucrăm, vecinii lucrează și apropo aici apare și răspunsul nostru la întrebare de ce ne mutăm din Cluj. Din păcate au început niște lucrări de reparație care nu prea ne permit să facem filmările noastre. Ați auzit și voi, s-au auzit și pe fundal, dar am zis că facem o pauză și după care vedem. Din Republica Moldova, când venisem în România, am venit la mine cu două dubițe. Astăzi am dat comandă de trei și e foarte probabil că nu vom încăpea. Practic, garajul este gol. Au mai rămas doar bicicletele și câteva cutiuțe. Vedem dacă încăpem în toate cele trei dubițe. Mai ștergem pe jos pe aici, lăsăm curat. Toți de zor muncesc. Melisa e cu Mihaela în casă. Și Ionuț plânge că vrea afară. Până vine următoarea mașină, o scoatem pe Mihaela Andrei afară. Așa, să facem cunoștință cu musafirii noștri. Da! Pe aici o vom pune în portbagaj. Dai! A treia mașină încărcată pleacă și mai vine una? Da, a patra mașină. Sperăm de data aceasta să încăpem. Da. Și ce face Mihaela acolo? Ia să vedem. Face sfoara. Mihaela face sfoara. Tararararara. Găgașe. Garajul este gol și încuiat și foarte curat. Da, și pus la pază tot. Hai să mergem și în casă. Hai să ridicăm. Hai. Dacă tot este ok. Aici este mini uscătoarea și spălătoarea. Spălătoria noastră. Așa. Hai la bucătărie să vedem dacă tot e ok. Lăsat curățel tot. Aici. Robinetul e închis. Apa e stinsă, mame. Da. Apa e oprită. Mai fie ceva apă acolo. Gata. Aici. Draperiile tot curat. Debara. Hai să vedem în debara. O, lună. Curat. Perfect. Este. Și vrea să vedem și sus. Matei vrea să mănânce ultimele zmeuri care au rămas și coacăzea. Salut! Așa. Și? Ce face oare rămâne să păiască casa? Cu cei care vor lucrurile. N-am verificat camera aici, tati. Camera unde e cea? Totul este ok. Uite, te rog, în dulap, dacă n-a rămas nimic. Așa. Gol. Așteaptă-mă, tati, să vin și eu. Hai să vedem unde bara. Aici, așa. Casa e pusă pe fază, totul e ok. Aici baia. Închidem, aici e pe baie. Închidem. Camera Melisei. Apropo, toată familia mele mie este foarte tristă și Melisa a plâns. Nu vroia să se despartă, tati, de potul ei. Dar și de camera care este foarte, foarte, foarte drăguță. Da, și foarte caldă. Și cu balcon. Și s-a vedea tot. Și parcul cetățuia. Da. Ce să faci? Revenim? Aici este locul unde am făcut școala și multe alte vloguri de ale noastre. Și școala generală și școala, și școala de medicină. Așa. Aici este spitalul nostru. Un dulap, spitalul nostru. Aici este baia cu challenge-urile noastre nebune. Cu clopul nebun. Totul este curat, amenajat, frumos, o glenjoare. Da, tate, ne-am străduit să fie totul la cel mai înalt nivel. Și camera noastră. Cam așa este, voi o știți. Dulapurile unde am depozitat tot, patul nostru. Și balconul, mame, care ducea spre centru. Hai să-l mai vedem pentru ultima dată în acest an. Spre centrul. Tot Clujul, tate. Hai, Matei, mergem, ne pornim. Da, hai, Matei. Hei, ce bucurie. Și Arena Cluj. Pa, pa, pa. Am acum să dăm în grabă, dar deja simt dorul de casă. Hai, mergem.
Totul închidem și am plecat. Ce, tati? Gata? Am încheiat, am pus pe alarmă. Așa. Și totul este. O încărcăm pe aici în mașină. Da. Hai să o luăm pe aici. Este foarte trist să ne despărțim de casa noastră. Tati se duce să-și a rămas bun de la dresorul nostru. Și cum e la Moldoveni, mami? Vodovanu, cum îți dai? N-a făcut, nu-mi dai cu ceai. Hai. Nici cu ceai, nici cu compot. Nu, a spus el, hai noroc. Succes! Bună ziua din nou, mă bucur că v-am cunoscut ca familie, dar în primul rând nu ca familie, ca oameni mă bucur că v-am cunoscut. Sunteți foarte faini, foarte, foarte spontan și lucrul ăsta pentru mine a fost ceva, rămâneți aici la inimă. Vă pup și vă doresc succes în tot ceea ce faceți. Și ne mai vedem! Să ne vedem cu bine, numai bine! Foarte mult pentru că ați avut răbdare. Am avut răbdare, da. Multe. Ați avut curaj pentru că aici era deja bătrână. Da, dar să știți că am adus-o pe drum cel bun. Și în foarte, foarte scurt timp. Foarte. Tati, apropo, nu te lași. Cei care au câine în Cluj-Napoca să nu ezite să adreseze la domnul Ovidiu. Mulțumesc pentru recomandare. Aici, la turnul din Cetățuia, îl găsiți în fiecare zi. Vă doresc sănătate și drum bun. Mulțumim. Toate bune, pa. Pa, pa. Hei, hai. Hai că nici nu te văd pe acolo. Ești negruță. Hai. Hai, succes! Călătorie plăcută, de 4 ore. Și ne-am luat rămas bun de la căsuța noastră. Pa, pa, pe curând! Iar voi rămâneți cu noi să urmăriți traseul nostru. Haideți mai departe! Și am ajuns, toți bucuroși. Și iată că am ajuns la casa noastră nouă din orașul... Ghilimele, trei paranteze, trei puncte. Într-o căsuță foarte drăguță, o să vă placă tuturor. Mâncăm puțin, suntem flămânzi. Da? Poftă bune! Mulțumim! Mihăița, salut! Dragii noștri, este 1 iulie, voi veți vedea vlogul un pic mai târziu. Iar acum am ajuns la casa noastră nouă, după cum am zis. Și haideți să vedem ce fac băieții! Wow! În primul rând împărțim mirașele. Wow, Martin! După culori, ce culori azi sunt aici? Sigur. Tu de care culoare ai? Culoare ai să-ți ai? Albastră. Ce fel de culoare ți-ai? Albă! Bravo! Și văd că aveți deja cutiile aici, wow! Deja v-ați repartizat după camere, văd că! Melissa și Alice, camera ultra-centrală. De unde, mami, vede tot orașul, mami? Are un geam enorm! Și? Cum e, Melissa, în noua ta cameră? Este foarte, foarte fain! Mie îmi place foarte mult! Mă, desigur, ți-ai ales cea mai faină cameră! Nu, cea mai faină este camera mea ca o Matiei! Ba, nu, Mircea, eu cred că camera noastră cu tati e cea mai faină. Mircea, dar tu ai văzut camera Mihaielei, dar a lui Ionuț sunt foarte frumoase! Și în premieră, prima cutie care este golită! Mare! Cea cu mirașe. Cea cu mirașe, dar e o plăcere extraordinar de mare să le golești. Să vezi, mami, când se golește spațiul. Mami, ce de aur? De aur? Așa, imitație, Matei. E tare. Eu îmi aleg umerașele mele roșii. Le iau pe toate. Și eu pe acele albastre. Eu toate albe. Aici este dulapul de barau Melisei. Aici voi pune rochițele. Arată, Melisa, unde? Wow! Deja i-a aranjat. Câte un pic, un pic. Dar mai am. Ai, încă vreo 2-3 luni. Tati, nu chiar atât de mult. Matei își aranjează umerașele. Iar aici este de baral lui Mircea și al Matei. Deci, Lică, ce faci? Strâng hainele. Aici sunt deja pantalonii. Blugii, pantalonii. Deja tricourile și șorți. Iar mami aranjează... hainele noastre, în sfârșit! Toate,
Tot astăzi ne-am pornit din Cluj-Napoca și tot astăzi am ajuns aici și vrem repede, repede să luăm toate hainele, să le scoatem până n-au reușit să se șifoneze prea mult. Ale noastre sunt aici, avem o debara un pic mai mică, în schimb. Mult mai mică, mami! În schimb, camera noastră este mare, mai târziu o veți vedea. De ce te-ai apucat, tate? Se face în pătuțul lui Mihaela, pentru că aici e mai în siguranță. Așa e. Noi stăm și mai facem câte una pe alta. Acum spălăm geamurile să fie curate, cam așa. Am spălat și geamul nostru de la etajul 2. Și mașinile. Serios? Și mașinile au dat anoace. Le-a spălat. Ei, da. Și au dat. A doua zi de când suntem în casa noastră nouă și deja am pus toate hainele prin dulapuri. Aici, pijamalele, șosetele. În acest dulap mi-am pus pelerina pentru ploaie, dar când vor veni gecile, le voi pune în acest dulap. Vreau ca el să fie plin cu haine de iarnă. În acest dulap mi-am pus pantalonii, niște fustițe, pantaloni scurți, jeans și niște bluze pentru vreme mai răcoroasă. Iar acum să vină dulapul cu cele mai multe haine! Niște tricouri! Ai crezut că asta e tot? Nu, nu, nu! Mai sus de tricouri sunt foarte multe haine! Mi-am pregătit într-un colț și hainele de școală pentru că imediat vine toamna. Foarte repede trece timpul. Ce pregătești aici? Am înscris un țarc. Un țarc așa improvizat pentru că... Matei e unul de joacă. Într-adevăr, Matei, ai dreptate. Această cameră o vom amenaja pentru copiii mai mici. Vom pune aici toate jucăriile lor și se vor juca. Este la nivelul cu bucătăria și îi vom vedea și ne vom juca și noi cu ei împreună aici. Aici avem pereți mai slabi din gips. Și de ce vom pune așa ceva, niște protecții? Din lemn, ceva mai trainic, mai rezistent. Așa, o punem și într-o parte. Și haideți să vă arătăm cât de simplu tati va instala portița noastră de protecție. Așa. Pentru bebeluși. Punem portița. Voi, cât de simplu! Stai, Melissa, încă un pic. Acum de la început, nu înțelegem din ce cauză e așa de parte încuietoare și credeam că deja este un defect, un de, defect fabrică. De fabrică. Da, de fapt. Avem o roată care aici se rotește și strânge în perete acest gărduț, portiță. Aha, și nu trebuie, tate, să faci găuri în perete. Găuri, nimic. De fel. De fapt, cel mai mult ar fi pus la ușă. Acolo este cel mai ușor de pus. Doar că noi aici... Nu avem ușă. Nu avem ușă. Și o improvizăm noi singuri. Așa. Și aici tot la fel. Uite. Vezi că aici distanța cum este jos, sus. Și o strângem. Până e bine în poziția asta. Și chiar ușor se instalează. Hai, tate, să vedem! O închidem sau nu? Și atât cu cât mai rotești mai mult, cu atât se apropie. Și se închide. Mai este un pic. Așa. Iată, acum? Deja se atinge. Mai trebuie puțin de strâns. Și are un mecanism, făcut așa intenționat, mai smart, ca copilul, bebelușul, să nu poată să deschidă ușor. Dar un adult îi va fi simplu. Lasă, tate, că sunt diferite filmulețe unde copiii își trag pătuțurile spre masă cu picioarele, urcă ca Tarzan pe mesele părinților la bucătărie. Trebuie să fim foarte atenți. Se ține bine! Ușa este închisă. Mami, să o scoți de aici, nu e atât de simplu. Și apeși pe cele două butoane laterale. Stai. Tragi la tine. Aha, are și aici un buton și în partea aceasta un buton. Super. Și dacă se închide, hop! Gata.
Încă o dată. Da. Și dintr-o parte, mami, și din cealaltă. Hop. Acum a rămas doar să vopsim astea albe. Da. Și atât. E perfect. Și mai are, mami, o protecție, dacă mai vrei și mai mult, aici și jos. Wow, super! Super! Dacă cumva copilul reușește sus... Deschidă, da, nu, e... Hai că mai instalăm încă una, mai avem aici o portiță fără ușă. O punem și aici, iată. Și așa, arată, mami, și mai are și extensie, am cumpărat și cu extensie, în cazul nu în care... Nu știam dimensiune aici. Nu știam unde va fi camera copiilor și dacă v-am folosit poate altceva, că avem și alte chestii. Deci i-am cumpărat cu extensie. Super! Adică această portiță nu are o dimensiune. Da, poți să o mărești. Aici este masa lui Matei, dar și niște cărți i-am dat ca să scrie. Și autobuzul lui de la grădiniță. Și aici deja masa mea. Calculator, lampă lumină cu ceas. Aici am pus portretul meu care l-am făcut la școală. Aici un suport pentru cărți și niște foițe. Și penarele mele. Creioane, carioci, caiete. Și aici caiete. Și a doua. Este finisat. Ta-da! Mami, e perfect. Și e destul de înaltă. Sigur nu sare nimic peste ea. Și e foarte rezistentă. Ce fac băieții? Wow! Deja Mircea și Mirisa vor avea camere separate. Poate separate. Și va trebui să-și împartă creioanele pe care le-au avut. Au foarte multe și care ori și... Și explic Mircea cum să o facă. Ce faci, Melissa? Îmi aranjez lucrurile, cosmetica, aici în baie. Am foarte mult spațiu. Super! Hai, succes! Hai mult! I-am umplut durătoarele. Da, Mircea Calbinuța a adus cutiile cu rechizitele noastre. Și aproape sunt pline. Mai avem și sus spațiu. Pregătesc o bară pentru Mirașe. În acest spațiu putem mai să punem două. Una mai sus și alta mai jos. Sigur. Pentru cei mai mici și pentru cei mai mari. Cine bucănește acolo? Băieții! Și cu fetele! Ce faceți? Reconstruim rafturile noastre, mami. Așa. Și eu ajut. Și scoatem hăinuțele noastre pentru filmat pe care le-am cusut cu Melissa împreună. Cine ghicește unde le-am folosit? În ce serial? Aici, pun pălăriene. Bravo, Matei! Sunt gata ambele dulapuri. Și? Să le dăm deja înăuntru. Hai! Să depozităm pe ele mai repede lucrurile noastre. Și e fix în fix! Ai intrat pe zic! Toti, parcă e de aici! Și în lungime, și în lățime. Și fii atentă, mami, când biercul va cădea chiar pe mijloc și va lumina tot la literatul. Ideal. Așa vine și următoarea. Hai să vedem cum încap două rafturi pentru o cămăruță mică. Mai jos. Acolo e poliangel. Vom scăpa și de ei. Am venit, facem curățenie și nu vor mai fi. Și ce spuneam eu? Lumina e pe mijloc și luminează ambele rafturi. Am găsit costumul de taekwondo al Melissei cu centura galbenă! Ai găsit? Chiar mi-era dor să vă văd iarăși cu costume de taekwondo. Și apropo, cei care ne urmăresc, ce sporturi frecventează? Iar acum, mare atenție aici la toate! Nu știu cine. Dar... Cine aici? Ia să vedem. Cine ghicește? Cine este aici? Repede, repede acum. Spune cine este aici. Matei, nu spune. Hai, mami, să vedem. 1, 2, 3 și... Ta-da! Dar ideea care, mami, ideea? Să
o punem. Iată aici. Wow! Și noi e perfect. Un pic aici mai. Hai, e bine, deschid. Așa. Și ultima este. Hai să vedem. Ce o scoatem. Ușurel. Și o înlocuim. Cutie aceasta. Și o punem pe noastră. Ce mâncați? Cheesecake. Și unde ați găsit voi loc pentru portretul Melisei și al lui Mircea? În camera în care va fi amenajat pentru copii. Pentru joc. Și voi e bună! Super! Wow. Deja mi-am pregătit chitin de camping. Pentru că foarte, foarte deseori mergem acolo. Da. Și mame, și avem și mesele și tot ce avem nevoie noi ca să facem filmulețe foarte interesante. Așa e. Wow! O încăput toate văd că aici! Da, mami, mai am și spațiu. Încă foarte mult spațiu.